Dămescu, femeia are o poziție atipică. Monet a spus că l-a pictat la comandă pentru că era o perioadă în care aveam nevoie de bani și nu eram foarte încântat de ceea ce lucra și, mă rog, e o frază luată din corespondența lui care spune că e un tablou urât, mie nu mi se pare, dar era pus pentru că este o pată de culoare nefirească ca și poziția. Îl avem pe Goya, unul dintre tablourile cele mai moderne, să spunem, ale perioadei, cu această viitoare victimă, care are o poziție de Crist, cumva, cade lumina pe el și aici tabloul este mai mic, nu se vede, decât foarte slab, dar ideea era pe proiecțiile mari ce se făceau grupurilor de studenți, sau nu neapărat studenți, că, repet, genul acesta de cursuri s-au aplicat și pe oameni mari, să analizezi foarte mult și expresia personajelor din tablouri, pentru că este un lucru foarte important atunci când discuți cu un pacient. Să vezi dacă exprimă durere, tristețe, supărare, spaimă. Deci analiza expresiei chipului, de fapt, a și fost un curs separat, doar pe chipuri și expresia chipurilor din lucrări. Aici, iarăși, ca un exemplu scurt, așa este un flamand cu a 12-a noapte, cunoscută mai mult ca sărbătoare, nu știu dacă la noi este foarte cu cei trei magi, cu a 12-a zi de Crăciun, mai degrabă Pollock e ultimul pe care îl prezint aici în partea aceasta introductivă, iarăși Pollock a deschis o seamă de discuții între studenți, pentru că nu reușeau să distingă nimic decât o mâzgăleală, cam asta era impresia generală, dar ceea ce făceau acei profesori de artă la început era să, în primul rând, să pună în context istoric fiecare.
tehnică al maestrului și au stricat. Nu se mai vede chiar foarte bine craniul. Mă rog, nu știu dacă e adevărat că n-am apucat să vizitez de când a fost acest scandal. Ideea lui pe care a spus-o, de fapt, Hans Holbein, a fost că în momentul în care vezi acest craniu bine, tot restul lumii este neclar. Deci cumva e un simbol destul de... Ei aveau obiceiul să se joace și să pună imagini din acestea în... Și acum am ajuns, de fapt, la partea principală, la prezența bolilor în artă și literatura. Asta a fost cumva introducerea făcută ca să fac legătura și cu ceea ce facem noi acum la facultate. Dar am prezentat genul acesta de tablouri și la semiologie, pentru că nu totdeauna aveam imagini foarte clare, nu totdeauna poți să pui imaginea pacientului și foarte des găseam în pictură lucruri patologice ce se puteau, se pretau la predare la semiologie. Un student chiar mi-a spus la un moment dat când vorbeam despre Mona Lisa că suntem așa, strică chef și distrugem bucuria și plăcerea tuturor tablourilor. Și aici avem câteva exemple pe care se poate discuta patologie. Deci tablouri celebre care pot să ascundă anumite probleme. E un tablou celebru, este prietenul lui Van Gogh, este doctorul Gachet, care are în mână o plantă foarte cunoscută, folosită de mult, care este degețelul digital, din care se extrage digoxina, se folosește și în ziua de astăzi, dar acum se folosește în doze foarte mici și foarte bine controlată. Atunci nu se știe exact cum se extragea și ce se făcea, adică sub ce formă se administra, pentru că erau mai puțin controlate dozele și nu se folosea pentru bolile de inimă, ci pentru melancolie, deci pentru așa zisa melancolie, pentru depresie. El era foarte cunoscut pentru faptul că folosea el însuși și o folosea foarte mult pe pacienții pe care îi trata. Era prieten bun cu Van Gogh, reiese din toate scrisorile pe care le avem. Și de acolo, unii istorici de artă și medici au ajuns la concluzia că s-ar putea ca culorile acelea galbene frumoase din tablourile lui Van Gogh, de fapt, să fie un efect advers de la degețel digitală. Acum, aici sunt multe aspecte, pentru că culoarea galbenă era folosită și înainte de prietenia cu Gachet și nu știm sigur ce cantitate de digitală folosea Van Gogh. Este real și este o întrebare pe care o punem pacienților și în ziua de astăzi, supradozajul cu digitală, într-adevăr transformă vederea. Și ei ne spun că văd halo galben în jurul obiectelor. Deci, ca și efect advers e real și este prezent chiar și la dozele controlate de astăzi. Dar ca să ajungem totuși la o concluzie puțin mai să spunem, aproape de arta lui Van Gogh, după cum spunea și Gauguin, probabil că este pur și simplu faptul că iubea galbenul. El s-a luptat o viață întreagă cu depresia și culoarea aceasta galbenă puternică era un fel de a depărta, așa zis, aceață din sufletul lui. Deci probabil că explicația e mai simplă și doar stilistică. Da, exact. Dar, apropo de prezența digitalei peste tot, s-a încercat cumva și această explicație. Aici este o altă pictură celebră, este Bronzino cu alegoria cu Venus și Cupidon, o alegoria dragostei la prima vedere. Dacă insistăm puțin pe cine sunt personajele, ne dăm seama că, de fapt, Cupidon este în mitologie fiul lui Venus. Și atunci deja avem primul element ciudat, care ar fi incestul. Iarăși, analizat tabloul de mulți istorici de artă, dar și medici, cumva elementele din spate, care aici le-am pus și puțin mai în detaliu. Deci aici avem timpul, cel care îndepărtează pânza cea albastră pe care avea să o arunce personajul din stânga. Uitarea este înșelăciunea și gelozia a fost numită după aspectul mai verzui pe care îl are. Au venit medici și istorici de artă și au spus că de fapt acest om extrem de necăjit și supărat de aici, de fapt este bolnav de sifilis. Tabloul a fost, de asta v-am zis că doctorii strică absolut toată istoria artei dacă o luăm doar pe aceste patologii. Sifilisul era în acea perioadă foarte frecvent. Deci el intrase în Europa puternic și ajunsese până în Rusia,
la sfârșitul secolului 15, la 1400, unii l-au acuzat pe Columb că l-a dus după expedițiile lui din America, dar nu este foarte credibilă explicația. A izbucnit o epidemie mare de sifilis după un război între francezi și Republica Napoletană. Și a fost numit în toate felurile. Francezii au zis că l-au luat de la italian și au spus boală italiană. Italienii au zis că e boală franțuzească. A ajuns în Rusia, rușii au zis că e boală poloneză, polonezii ziceau că e boală germană, deci fiecare dădea vina pe altă națiune. Englezii, bineînțeles, că i-au spus boală franțuzească, că nu se putea să fie altceva. Englezii au spus la un moment dat că ar fi variolă, o formă de variolă. Evident că în acea perioadă nu se știa etiologia bolilor. Ceea ce au găsit istoricii la aceste figuri este faptul că omul acesta, privit de aproape, de asta zic că tablourile, totuși se vede destul de bine că e lumină acolo, dincolo de faptul că suferă, are lipsa unghiilor, asta înseamnă anonichia, se pare că dacă ne uităm foarte de aproape are zone care, unde nu lipsește părul, nu are dinți, deci gingiile sunt sângerânde și fără dinți. Și toate acestea sunt semne clinice de sifilis. Nu de sifilis primar, care înseamnă doar o leziune genitală, ci evoluția atunci, fără niciun tratament, către secundar și terțiar, care era o boală, deci aduna simptome extrem de severe, după cum vedem, alopecie, orbire, artrite, demență, deci absolut tot ce puteți imagina putea să dea netratat și era netratat. Aici mai avem un îngeraș care calcă pe spini, că de asta am mai pus încă o dată imaginea. Talpa lui este pe niște spini și ideea că zâmbește călcând pe spini înseamnă că nu-l doare, deci nu simte durerea. Și asta a fost interpretată ca și tabes dorsalis, deci cumva nu este o încercare de a arunca o lumină asupra unor tablouri frumoase. Toate aceste studii și analize provin din, și din multe înscrise din vremurile respective și din discuții, din faptul că pictorii aveau tendința, renașterea, să picteze foarte exact ceea ce vedea. Deci putem să presupunem că foarte multe leziuni sunt reale și erau, nu încercau să schimbe nimic din ce vedeau, dar foloseau și simboluri. Și sifilisul deja era o problemă foarte mare, pentru că avea simptome extrem de neplăcute și sunt înscrisuri, sunt texte referitoare la toate aceste afecțiuni, să spunem. De asemenea, personajul de sus nu are ochi și nu are nici creier. Deci tot așa un simbol, dacă luăm strict pe latura medicală, al orbirii. Această vorbă este foarte mult folosită și o tot aplicăm în medicină și le spunem la studenți o noapte cu Venus, o viață întreagă cu Mercur. Care de fapt înseamnă că după o noapte de bucurie, Mercurul ce era de fapt? Mercurul era și tata lui Cupidon, că de aici vine jocul de cuvinte, dar Mercurul era folosit în tratarea sifilisului. Și stăteai și luai Mercur fără să știi cam ce poți păți. Că erau niște reacții adverse îngrozitoare și de fapt lipsa dinților și sângerarea gingilor acestui personaj mai degrabă sunt date de Mercur. Deci se folosea... El are foarte multe gravuri cu tentă socială, era un critic al politicului și al societății respective. Nu știu dacă observați de la distanță că personajele lui și multe, și nu doar el, multe tablouri din acea perioadă foloseau aceste punctulețe negre de pe fețele personajelor. Aici, la domnul acesta care vine cu soția după Mercur, este o pată chiar mare pe gât. Și curtezana, probabil că e o curtezană sau este soția doctorului numit șarlatan, că în general doctorii sunt prezentați foarte prost în toată istoria literară și artistică și cam erau șarlatan pentru că nu prea știau ce făceau în mare parte din timp. Sunt semne ale sifilisului, aceste pete negre, dar dincolo de faptul că sifilisul dă într-adevăr leziuni cutanate, nu le dă chiar așa de negre. Și probabil că cele de pe față sunt acele celebre semne de frumusețe pe care și le puneau curtezanele, dar ele de fapt le puneau ca să-și acopere rănile date de sifilis. De-aia apăruseră și pe urmă s-a transformat în frumusețe. Dar primul rol al acestor pete care erau fie lipite, fie cărbune sau vopsele, era să acopere răni.
date de sifilis sau de variolă, dacă aveai norocul să nu mori, că variola ucidea cam mult. Abia în 1928 s-a descoperit penicilina, deci vă dați seama că sute de ani a fost un tratament înfiorător, practic nu era tratament. În 1910, într-adevăr, s-a luat premiul Nobel pentru acest tratament cu arsenic. Avea și el foarte multe reacții adverse, dar la vremea aceea chiar rezolva o parte dintre leziuni. Și după aceea a apărut treponema, s-a descoperit că e o boală infecțioasă și că transmiterea este... Nu era greu să-ți dai seama cum se transmite, dar nu știau că este o bacterie care este de vină. Să explica prin faptul că este păcat, pedeapsă, cam asta. Era explicată din partea unor... De obicei lucrează împreună istorici de artă și medici. L-avem pe Bagus îndrăgostit la prima vedere de Ariadna, este cu capul nori, plutește. Deci ar fi o scenă de dragoste și înconjurat de niște personaje mitologice. Am făcut mai mare aici pe acest satir simpatic, care se uită exact către privitor și sub el este o floricică albă. Tot pornind de la ideea că nimic nu era întâmplător în aceste picturi, probabil că aș și citit deja interpretarea asta, care chiar este, mă rog, un pic haioasă. Aceasta este floricica de capere. Caperele se folosesc și astăzi în bucătărie și această floricică sub formă de tinctură zdrobită și cu alcool era foarte folosită și sunt rețete și sunt cutiuțe rămase, sunt și la noi la Muzeul Farmaciei, pentru flatulență. Asta era tratamentul de bază al flatulenței, neavând altceva la îndemână, și mai era cărbunele, până s-au gândit că poate ajută un pic cărbunele de pe lemnul ars. Și atunci, Tiziano însuși are o serie de scrisori pe care le-a lăsat, care există, nu le-a lăsat, există către prieteni. Și gluma aceasta legată de flatulență cumva era destul de frecventă în acele, în secolele acelea, inclusiv la Shakespeare sunt multe personaje care suferă de această problemă. Tiziano însuși a spus la un moment dat că a vrut să scadă un pic din ardoarea dragostei lui Bagus, încât Bagus, de fapt, este catapultat nu de dragoste, ci de problema lui. Și, de fapt, așa a ajuns el săracul acolo sus, din cauza acestei probleme. Acum, o luați cum vreți, sunt râuri de articole scrise pe tema floricicii acestea de capere și pe flatulența lui Bagus. Poate că e bine din când în când să mai ajungem și așa cu picioarele pe pământ într-o lucrare pe care altfel o vedeai doar ca o poveste de dragoste și atât. Că erau folosite ca și tratament este clar și glumele legate de flatulență însuși Tizian le-a pomenit și a spus că îi place să se joace puțin cu privitorul și să ascundă niște glumițe, da, în tablourile lui. Aici aveam cele 6 degete ale lui, da, ale lui Rafael, iarăși interpretări multe. Rafael are mai multe tablouri, asta e Madonna mea preferată, deci e extraordinar tabloul acesta. Acest Papa Sixtus are 6 degete, ar putea să fie asta cea mai simplă explicație, că a vrut el să pună 6 degete simbolic pentru că era vorba de Papa al 6-lea sau pentru că acest papă are niște calități în plus, cumva acest deget îi conferă niște, să spunem, un al șaselea simț sau niște calități spirituale diferite față de restul muritorilor, sau pur și simplu avea 6 degete, un lucru mai frecvent într-o anumită perioadă. Rafael mai are niște tablouri în care anumite personaje, la picior este unul în care sunt 6 degete, acolo ar putea să fie un nodul. Și există, este școala din Atena, personajul principal, nu principal, personajul din față care șade supărat așa cu genunchii la vedere este Michelangelo, pictat sub formă de, nu mai știu exact cine, acel personaj din școala din Atena, dar modelul era Michelangelo. Și Michelangelo suferea de gută, la fel ca și degetele altor personaje ale lui Rafael de la picioare, care erau de fapt nodul posibil, așa numiți tot gutoși. Și Rafael nu era foarte, nu îl simpatiza foarte tare pe Michelangelo, așa că i-a făcut niște genunchi extraordinar de noduroși, chiar în prim planul tabloului. Faptul că Michelangelo suferea de gută se știe. Deci posibil că este un realism combinat cu un pic de răutate. Da.
Am ajuns și la Rembrandt, pe care l-am făcut Strabic, deci aici este, iarăși, tot ce am scris eu aici în lucrare, n-am mai pus bibliografie, bibliografia am păstrat-o și o aplicăm totdeauna când mergem la studenți, ca să știe de unde ne-am inspirat, deci aveam întotdeauna titlurile la sfârșit ale articolelor pe care le-am folosit. Au fost oameni care au stat și au analizat toate autoportretele lui Rembrandt, au găsit puține portrete făcute de altcineva ca să fie foarte sigur că se uită drept. Și în 23 din 24 de portrete, Rembrandt este Strabic. Acum, e așa, nu e așa, este posibil că să fie doar efectul faptului că se picta în oglindă când își face autoportrete și posibil că era doar nu o greșeală, ci pur și simplu un pic deviat ochiul prin felul în care stătea în fața oglinzii. Dacă a influențat sau nu strabismul, dacă l-avea opera lui Rembrandt, probabil că nu, pentru că nu putea să... Poate fi ușor afectată ideea de perspectivă când ai... Strabismul face... este așa numitul ochi leneș. Deci era strabismul divergent, un ochi deviat și atunci sigur că n-ai cum să vezi obiectele foarte bine, dar și la școlile de pictură, când ți se spune să faci o perspectivă sau să măsori ceva, închizi un ochi oricum. Deci cu siguranță că geniul lui nu a fost afectat de modificarea asta pe care posibil să o aibă, posibil nu. Ceea ce se urmărește mai ales cu aceste, dincolo de istoria medicinii, pentru că poți să descoperi foarte multe lucruri în tablouri, este și atenția, deci stimularea atenției și plăcerea de a discuta și de a găsi lucruri în plus față de simplu balaiat peste o lucrare. Boy, există paralizia lui Bell, poate că ați auzit de ea, paraliza facială a frigore, care apare iarna, sper că n-ați suferit niciunul de ea, dar apare pe frigo paraliza facială cu asimetrie facială. Era și un foarte, după cum se vede, un pictor extrem de talentat, era medic și profesor de medicină. El a fost dintre primii care au insistat pe examenul obiectiv al pacientului și pe descrierea faciesului. Acest opistotonus, personajul acesta, nu este nici de cum nici posedat, nici supărat, nici nervos. El, săracul, este infectat cu Clostridium tetani, care se lua relativ ușor la vremea respectivă. Există acum în serul antitetanus și nu avem teama asta, dar atunci se lua foarte ușor, nu aveam tratamente și se putea lua dintr-o rană, din război, din orice, absolut orice lovitură cu pământ, o rană necurățată și cam ăsta era modul prin care se murea de tetanus înainte de tratament, deci era puțin plăcut. Bell a fost, printre altele, și cel care a reușit să facă diferența între nervii sensitivi și motori, ceea ce a fost un lucru foarte, foarte important. Aici sunt niște lucrări, multe puteam să pun, am vrut să le înghesui foarte tare ca să se vadă cât de cât imaginile. Avem un Caravaggio, avem Van der Weyden și avem o pictură morală cu autor necunoscut. Mai avem aici o Mantegna. Dacă vă uitați în foarte multe picturi ale Renașterii și repet, este ideea că pictorii aceia pictau ce vedeau, adică puneau și simboluri, sigur că mai puteau să pună gușa și altor personaje dacă erau supărați pe cutare și puneau o gușă, dar cert este că gușa, tiroida crescută în volum, deci gușa era foarte frecventă în acea perioadă și nu are cum să fie un gât atât de rotund. Așa arată gușa, practic, deci este o redare exactă a unei boli foarte frecventă în perioada respectivă, pentru că nu exista iod și pentru că era foarte multă lume săracă, deci erau multe zone, și acum la noi, de exemplu, există zone, inclusiv Transilvania, care are porțiuni endemice de gușă în care apa e săracă în iod, acum se știe și se face suplimentare, dar neavând cunoștințele necesare, se ajungea la niște probleme destul de serioase și începuse cumva și moda aceasta de a reda și personaje mai puțin norocoase în tablouri. Unii spun că, exact cum am precizat și înainte, puteai să pui gușa unui personaj pe care nu-l simpatizai foarte tare și vrei să arăți că e mai sărac sau mai așa mai amărât, sau dacă vrei să dai o tentă ușor bajocoritoare, dar este foarte probabil că era într-adevăr foarte frecventă. Deci este cumva un fel de istoria medicinii
într-o perioadă în care nu aveam tratamente și aveam în fapt foarte multă sărăcie. Aici, de fapt, a zis studentul nostru că ne batem joc de artă și că ne tot legăm de picturile celebre. De Mona Lisa aia au curs râuri despre bolile ei. Ceea ce este destul de clar este că are xantelasmă. Deci pe unghiul intern al ochiului sunt niște depozite gălbui care apar prin depozite de colesterol. N-are ce să fie altceva, așa zicem noi. Nu că ar conta foarte mult, dar cum zicea altcineva, ca să aibă și medicii o preocupare. Ăsta e un articol că de asta am și pus, a apărut într-o revistă serioasă de endocrinologie, care se numește Leonardo da Vinci, care a inspirat endocrinologia încă din urmă cu 500 de ani. Aici pe mână este o tumefiere care seamănă foarte bine lipom. Ceea ce se mai observă la Mona Lisa este că nu are gene și sprâncene. Și atunci s-a ajuns cumva la concluzia că posibil și gâtul acesta foarte rotund și frumos ar fi un pic de gușă și ar avea hipotiroidism, care se caracterizează prin faptul că dispar sprâncenele. Să fac și eu ca Tudor Chirilă cu telefoanele. A fost la un moment dat inginer sau restaurator, cineva care a spus că de fapt a fost pur și simplu o eroare tehnică și că s-au șters din greșeală sprâncenele la un proces de restaurare. Nu știu care e adevărul, nu știu dacă într-adevăr puteai să ștergi doar sprâncenele, nu știu. Deci asta e o explicație tot așa apărută sub formă de articol, dar chiar se dispare, sau pur și simplu că a fost dorința pictorului să nu le picteze ca să dea un anumit aer personajului. Dar cum alte portrete arată mai bine și sunt sprâncenate, este posibil ca într-adevăr personajul care are și o față așa puțin mai, să zicem, ușor tumefiată, într-adevăr să fie suferit de hipotiroidism. Da, probabil că avem într-adevăr tendința să stricăm cheful pe partea.